Aproximativ 1000 de locuitori ai municipiului Curtea de Argeș se încadrează în prevederile legii care reglementează acordarea de subvenții pentru încălzire. Anul acesta cererile se depun la primăria municipiului începând de luni 12 octombrie. Începând cu 12 până în 26 octombrie se vor depune cererile pentru ajutor pentru încălzire și pentru gaze și pentru lemne, inclusiv curent, energie electrică. Formularele se pot lua de la primărie începând de astăzi. Cererea trebuie completată corect și cu responsabilitate pentru a evita problemele din anii trecuți când mai mulți argeșeni au mințit în legătură cu veniturile și proprietățile pe care le dețin pentru a primi subvenții la încălzire și apoi au fost nevoiți să dea banii înapoi. Formularele se iau de la biroul nostru, ei pot veni deja să le ridice formularele. Până la 2. La începutul sezonului rece, care ține de la 1 noiembrie 2015 până pe 31 martie 2016, termenul limită de primire a cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire este până la 20 noiembrie 2015 pentru a beneficia de subvenție pe toată perioada sezonului, adică pentru următoarele 5 luni.